Cum vedeți dumneavoastră ce îi se întâmplă doamnei Covest, și scandalul cu Cuveau Omov, acuzațiile de plagiat, acuzațiile de prietenie cu Sebastian Ghiță? Uh, cum să spun, le văd cu tristețe, pentru că doamna Căvii și e o persoană angajată în a face ca o instituție parte a sistemului judiciar să funcționeze. O Instituție care a, a obținut și care obține rezultate. O persoană pe care o văd verticală și uh, fermă în aplicarea unor principii și a unor uh, valori, și uh, uh, cum să spun, ar fi uh, uh, păcat ca uh, funcționarea unei astfel de instituții să fie afectată de atacuri la persoană pe care unii. Uh, Probabil în disperare de cauzele, pun în. Deci, vedeți, scenă. O, vedeți o campanie de atacuri la persoană? Este o, o campanie mediatică? Nu știu, atunci? dumneavoastră vedeți altceva? Eu, uh, văd ceea ce, eu văd ceea ce ni se prezintă. Da. Eu văd, eu văd ceea ce ni se prezintă, încă o dată. Nu cunosc eu detaliile și nici nu mă interesează, nu prea am eu timp să mă uit la uh, televizor, dar văd o campanie disperată.